Clotilde Armand, pe pagina dumneavoastră de candidat, spuneți așa, sunt născută în Franța, familia mea locuiește la Vichy, în regiunea istorică Bourbonne. Bourbonne, spus foarte bine. La Vichy, stațiune balneară burcheză, au fost 3 generații de doctori Armand Girardot. Giraudoux. Bunic, nu vorbesc franceză. Bunica mea paternă era verișoară primară a scriitorului Jean Girardot. Giraudoux, încerc să pronunț. Iar bunica maternă era fiica contelui de Champs, de Saint-Léger. Aș vrea să înțeleg. Veniți nu doar dintr-o familie cu ceva sânge albastru, din ce văd, dar și dintr-o familie bogată? Nu, n-am fost niciodată foarte bogați. Ba da, bunicul meu provine dintr-o familie de oameni bogați, industrial. Dar e un bunic, de fapt, știți cum a fost, este exact ca la Balzac, dacă ați citit un pic. Bunicul meu venea dintr-o familie bogată, bunica mea venea dintr-o familie aristocrată săracă și s-au căsătorit. Asta e pe partea mamei mele, pe partea paternă. Erau oameni foarte educați. Jean Giraudoux este un scriitor extrem de cultivat și subtil, un scriitor foarte bun. Medici, toți oameni care erau notabili, dar nu erau interesați material, cum ar fi. Deci, până la urmă, altruismul și compasiunea le-ați învățat într-o familie săracă, medie, bogată, nu, cum ar fi să o definiți? Nu, am fost săraci. Nu, eram oameni cu venituri corecte. Mama mea era casnică, eram 5 copii, eram și în școală privată, dar știți că școlile private nu înseamnă același lucru în Franța, adică trebuia să plătim, nu știu, 50-100 de euro pe lună pentru fiecare copil. Adică știți cum e cu școlile private în Franța? Statul tot plătește personalul care învățătorii și profesorii, dar școala plătește clădirile și anumite activități. Știți, este o împărțire a rolurilor. Eram clasa, între ghilimele, burgheză. Știu că în românește are o conotație extrem de negativă. Nu, înainte, poate acum nu. Nu cred că oameni, a venit dintr-o familie înstărită, să-i spunem, e o problemă. Dar să știți că e mai mult o diferență culturală decât legată de avere. E felul în care vrei să-ți crești copii. De exemplu, noi n-am avut acces la televiziune. Eram la activități... Când erați copii. Când eram copil, da. Ne duceam la biserică, eram niște oameni mai conservatori, așa, și credeam în cultură, credeam în faptul că trebuie să faci niște studii bune ca să reușești în viață. Sunteți, ați rămas un om religios, din câte am văzut și astăzi, chiar dacă asta ține de intimitatea dumneavoastră, dar din câte observ, aveți referințe destul de numeroase la zona asta religioasă. N-am fost mereu, să știți, ca probabil orice și om. Am moștenit acest lucru, am învățat. Când eram mai tânără, m-am îndepărtat de religie și am redescoperit această moștenire spirituală care acum, pentru mine, într-adevăr, este ceva important. Dar ați rămas catolică sau sunteți în drum spre ortodoxie? Copiii, de pildă, i-ați botezat în religia catolică sau ortodoxă? Trebuie să mă înțelegeți. Soțul meu nu era practicant. Era un român care a descoperit, de fapt, religia prin mine. Ca mulți români, probabil, care nu aveau cultura aceasta. Eu aveam... De fapt, a fost primul care mi-a spus, acum tu ai primit această educație religioasă și ai aruncat-o la gunoi? Cum? Nu-ți dai seama că acolo e ceva interesant, trebuie să studiezi, trebuie să o regăsești. El a fost primul care mi-a spus acest lucru. Mi-a luat timp să adopt din nou această moștenire spirituală. Dar eu, având această cultură, eram mult mai natural ca copiii să fie botezați catolici. Acum trebuie să recunosc că din empatie pentru
la început, din empatie pentru poporul român, acum pentru că descoper ceva care îmi place foarte mult, religia ortodoxă. Din punctul de vedere doctrinal nu sunt multe diferențe, dar catolicii sunt mult mai sociali și ortodoxii mult mai orientați spre relația între Dumnezeu și tu. Și de fapt acest lucru mie îmi convine mult mai mult și mă simt foarte atrasă de religia ortodoxă. Mergeți la biserica ortodoxă? Merg. Acum, odată, cum să spun, o duminică la catolici, o duminică la ortodoxă. Ah, deci încă sunteți împărțită. Eu sunt încă împărțită, da. Sunteți de admirat că vă faceți timp, eu personal vă admir pentru asta, având 4 copii, înțeleg, și un job solicitant. Așa e. Într-o multinațională sau direct, sunteți director la unei companii mari. Deci cu toate astea găsiți timp să vă implicați și în politică, să candidați. Cum reușiți asta? Eu am un copil, de pildă, și mi se pare îngrozitor de greu sau foarte greu în orice caz să te descurci. Normal, pentru că copilul dumneavoastră are nevoie de toată atenția dumneavoastră. Eu am, fiecare copil primește atenție și iubire din 3 copii și un plus de părinții, înțelegeți? Este un, fiecare copil care vine un plus primește de la ceilalți, înțelegeți? Eu când plec acasă, toți 4 se joacă împreună, unul supervizează ceilalți care își fac temele. E un lucru care nu l-ați luat în cont când nu ați făcut un frate sau o soră copilului dumneavoastră. Eu cred foarte mult în puterea exemplului. Copiii, într-adevăr, au nevoie de părinții lor, dar un copil care, de exemplu, și-a pierdut tatăl care lupta pentru o cauză nobilă, va fi toată viața lui marcat de acest exemplu, chiar dacă tatăl nu mai e prezent fizic lângă copilului. E extrem de important copilul să simtă sinceritatea și angajamentul real și profund al părinților lui. Și acest lucru, faptul în sine, este un exemplu pentru copii. Au nevoie și de iubire, au nevoie de o proximitate fizică a unor adulți care le vor binele. Dar faptul că, într-adevăr, în ultimele săptămâni n-am fost foarte prezent acasă, copiii, ei înțeleg ceea ce fac și eu cred, cum v-am spus, un puterea exemplului, un exemplu adevărat, știți? Când spuneți de puterea exemplului, la ce vă referiți? Puteți faptul fi un pic că, mai faptul că concret. Ei știu că fac un sacrificiu și că acest sacrificiu îl fac în mod sincer pentru binele comunității. Asta l-ați învățat în familie? Vă referiți la el? Ați avut astfel de cazuri în familie sau? Noi mereu în familie am avut ideea de a servi țara noastră sau națiunea noastră. Da, este un lucru care este prezent în educația noastră. Și mereu... Tata, dacă nu mă înșel, tatăl dumneavoastră a fost... Ajutați-mă! Nu, tatăl, de fapt, probabil ați citit undeva că m-am născut în Caraibe. Exact. În Franța, dar în Caraibe. Tatăl meu era profesor de matematică pentru elevii de acolo și a făcut... era, în loc să facă un stagiu militar de un an, a făcut câțiva ani ca profesor în Caraibe, profesor de matematică. A folosit altfel, a servit altfel țara lui, dacă vreți. Și eu m-am născut acolo, eram probabil singurul bebeluș alb într-o maternitate de copii negri. Și, nu puteam să mă pierd ca bebeluș. Acum revenind la România și la candidatura dumneavoastră la primăria sectorului 1, unde ați obținut un scor bun. Locul 2 sau 1, nu e clar încă. Acum e 2. Apropo, mergeți mai departe cu contestarea refuzului BEC de a accepta renumărarea voturilor? Da, mergem mai departe și aici vreau să nu fiu prost înțeleasă. Noi ce facem nu se încadrează într-un timp politic scurt și oportunist. Noi ce facem, vrem să schimbăm felul în care se face politică. Se încadrează într-un timp lung. Noi vrem ca toate alegerile care vor veni să fie nu numai
reprezentative, adică persoana care va fi alesă să fie reprezentativă a voința poporului. Pentru asta ați făcut sesizarea la Curtea Constituțională. Da, am sesizat ocazia pentru că toată lumea mă presa, pentru că eram pe acest val de contestații cu juriști, am sesizat ocazia de a face acest lucru și mi se pare un lucru bun și sunt fericită că l-am făcut. Oportunism în sensul că am sesizat ocazia acum, dar nu pentru că eu n-am fost aleasă. E pentru că acum am experiența unor alegeri, aveam echipe de juriști la dispoziție și mi se pare absolut necesar pentru o democrație ca persoanele alese să fie reprezentative. Și se termin cu, demersurile pe care le-am întreprins. Vrem ca oricine să poată să aibă acces la buletinele de vot și la procesele verbale. Dacă nu implicăm un efort financiar extraordinar, mă înțelegeți. Dar mai transparența exact, trebuie să existe. Mai exact ce veți face? Pasul următor care va fi? Contestați ce? Refuzul BEC de a accepta renumărarea voturilor? Da, este, de fapt, mai precis, este BES, Birou Electoral de Sector. De sector, care este, așa. Și precizez, este un birou electoral care este compus exclusiv politic. Da, politic. Din cele 7 persoane, 3 sunt din PSD, totuși, da? Și sunt numai partidele parlamentare. Și veți contesta în instanță decizia BES? Am contestat. Unde, la Curtea de Apel sau unde? Nu, la judecătorie. La judecătorie. Și deci, atunci am depus acest lucru, am depus cererea de a avea acces la procesele verbale și buletinele de vot, ca să vedem un pic. Și eu cred că orice cetățean ar trebui să facă această cerere, nu? Suntem într-o democrație, să poți să ai acces la documentele doviditoare a procesului democratic. Vreau să explic de ce vă întreb exact ce face firma Egis, la care sunteți director general. Veți fi și consilier. Apropo, v-ați hotărât? General sau local? Nu v-ați hotărât. Indiferent ce veți fi, consilier general sau local, va trebui să știm dacă această companie are vreo legătură contractuală sau depinde într-un fel sau altul de primăria generală sau primăria sectorului 1, pentru că ați putea ajunge la un moment dat în situații de conflict de interes. Așa e. Să știți că în trecut am încercat să prindem niște contracte la primărie și a fost absolut imposibil. La primăria capitalei? Nu, și la primările de sector. Am încercat. Imposibil de ce? Mi s-a părut că lucrurile nu au decurs în mod profesionist, vă spun direct. A simțit atunci corupție sau altceva, sau nepricepere? Nu, am simțit că criteriile de alegere nu erau cele care ar fi trebuit. Sau cele transparente. Procesul n-a fost transparent, am fost descalificat și asta e. Și atunci, noi, cum să spun, Egis nu are nimic de pierdut cu faptul că nu o să participăm la nicio alegere, la nicio achiziție publică la nivel de primărie, pentru că până acum n-am reușit oricum să prindem niciun contract. Vreau să menționez că Egis, ca să înțelegeți cine suntem, a construit sau a contribuit la construcția majoritatea infrastructurilor din Franța. Care mari infrastructuri, aeroportoare, cheile ferate, autostrăzi, aeroportoare, da, și tot ce este legat de apă, foarte mult, da, canalizare. Infrastructura din apă-canal. Apă-canal și tot ce este tratarea deșeurilor, da, tot ce este infrastructură de care are nevoie. Care e o miză pentru primăriile din România, cel puțin foarte mare, pentru că aici sunt fonduri europene de ordinul sutelor și sutelor de milioane. Sunt miliarde de euro. Miliarde de euro. Da, da. Și primarii de asta și vor să intre în acele asociații intracomunitare, pentru că vor să controleze aceste fonduri. Exact așa stau lucrurile. Dar trebuie să știți un lucru. De când sunt eu director general la Egis în România, din septembrie 2013, contractele de achiziții la care, în care suntem, eu n-am simțit corupție. Corupția
cred că în ultima vreme, oi cum s-a restrâns foarte mult și s-a restrâns la contractele de construcție. Noi ceea ce facem reprezintă între 1 și 3% din contractul de construcție. Înțelegeți? Dacă spunem pentru o stație de epurare sau pentru un drum, dacă contractul este de 100 de milioane de euro pentru a construi această infrastructură, partea noastră, partea de proiectare sau de consultanță sau supervizare, dacă preferați, un total și proiectare și supervizare, un total reprezintă între 1 și 3%. Vă dați seama că miza nu este la noi, dar miza calitativă este la noi, pentru că noi, dacă nu ne facem munca cum trebuie, vor fi multe probleme. Mă înțelegeți partea de proiectare. Foarte bine, pentru că trec peste o infrastructură prost executată și prost proiectată în fiecare zi și văd ce înseamnă o proiectare proastă și o execuție proastă a lucrării. Și vedeți bine aici și vorbesc de un subiect pe care cunosc foarte mult și nu știu cât de mult interesează oamenii care ne ascultă, dar este o mare prostie să selecționezi un proiectant pe baza prețului. În toate contractele care se fac și în Franța și în Anglia și peste tot, se alege proiectantul pe baza competențelor. Prețul nici nu intră în un cont. Chiar dacă plătești de două ori mai mult ca să ai un proiect bun, apoi economisești foarte mult pe partea de construcție și nu se compară. Ok, în loc de a plăti 1% din contractul total pentru proiectare, plătești 2%, dar apoi economisești 30, 40, 50% din costul. Absolut corect. A spus așa pe pagina dumneavoastră de candidat la primăria sectorului 1, la început, în campanie, sunt gata să renunț la jobul meu de director general, la salariul consistent pe care l-am în acest moment, pentru a lua parte la proiectul de administrare profesionistă și cinstită a Bucureștiului în echipa Uniunii Salvați Bucureștiul. N-ați ieșit primar, nu e cazul să renunțați la job, ați și spus că rămâneți director general, urmând ca o zi pe săptămână, dacă am urmărit și am reținut corect, să îndepliniți sarcinile de consilier. Totuși, sunt foarte curios la ce sumă trebuia să renunțați, dacă e să punea problema să renunțați la job, exact așa cum spuneați, pentru că, oricum, informația asta o să apară în declarația de avere de consilier. N-aș vrea să fiu indiscret. Nu, e deja disponibilă. Da. Sau e deja. Și când am fost exact în acest studio acum, nu știu, 4 săptămâni, colega dumneavoastră știa, era extrem de bine la curent, să știți. Eu am spus așa, dacă eram aleasă primărița, faceam un cadou românilor, 300.000 de euro. Anual? Nu. Lunar? Nu. Mandatul este de 4 ani, nu? Ok. Deci asta era suma la care... Așa, nu știu, m-am rămas cu ideea aceasta. Când făceam un cadou de... Atunci puneam competențele mele, care valorează 300.000 de euro în total, adică pe 4 ani, le puneam la dispoziția oamenilor. Îmi amintesc acum, dar n-am făcut din prima legătura ca orice ardelean care procesează un pic mai încet informația. Nici o problemă, nu, trebuie să vă explic mai eu. Și atunci eu rămân cu cei 300.000 de euro. Plus indemnizația de consilier. 400 de lei pe lună. 400 de, fapt, de lei pe lună, da, atât aveți câștigă. De fapt o să fie mai puțin de 300.000 de euro, pentru că tot o să fac, între ghilimele, un cadou. O zi pe săptămână nu voi mai fi plătită. Și noi vrem să ne facem muncă în mod deosebit de bun calitativ, așa că cred că și weekendurile mele vor fi... Vă vedeți într-o bună zi lider de partid sau ocupând o funcție importantă în statul român? Da, mă văd lider de partid, nu știu, dar toată experiența mea pe care o acumulez, am acumulat-o de 20 de ani și o acumulez acum lucrând cu statul, am luat un mare risc, sunteți de acord, da? Când am acceptat postul de director general la EZI, știam că voi lucra cu statul, am vrut acest lucru pentru că am vrut să înțeleg care sunt problemele cu infrastructurile în România. Deja cunoșteam destul de bine subiectul fiind director înainte la Distrigaz, dar da, aș dori să folosesc competențele mele pentru a servi mai bine statul român. Sunt foarte multe probleme pe care eu le văd în fiecare zi.
primar la un moment dat, dar și mai sus de primar. Eu am nevoie, Competențele mele, scuze că mă repet, sunt cel mai bine folosite la un post de execuție. Execuție. Da? Nu mă văd senator sau deputat. Nu, asta nu e genul meu. Eu știu să gestionez echipe mari, bugete mari, să pun în mișcare o instituție, o firmă, să dau niște obiective, să văd cum, care ar fi, să reformez o instituție și să ating niște obiective folosind toate mijloacele care sunt la dispoziție. Deci dacă USB ar câștiga alegerile parlamentare la un scor foarte bun cât să formeze singur un guvern, v-ați vedea premier. Să știți că nu... Obiectivul meu nu este să devin ministru. Obiectivul meu este să servesc, să pun la dispoziția românilor și, de fapt, acum este țara mea, competențele mele. Dacă este altcineva care este mai competent decât mine, o să fie o mare plăcere și o să fiu foarte fericită să-l las pe el. Nu e un obiectiv în sine, nu sunt ambițioasă politic. Nu sunt. Aveți un model politic, o figură politică din prezent sau din trecut la care vă raportați? E extrem de dificil să răspund pozitiv la această întrebare. Vedeți, fiecare om politic a fost studiat, ce a făcut bun, ce nu a făcut, ce a făcut mai puțin bun. Avem acum și retrospectivă. Din România e un pic mai dificil să aveți un model politic, dar poate din Franța? Nu, vă spun, de exemplu, pot să vedeți o idee. Când am ajuns în România, prima figură politică pe care am întâlnit-o a fost Regina Maria, vedeți? Da, să știți că foarte rapid mi-am dat seama că are o mare problemă și a educat copii foarte prost. Și eu sper să nu fac aceeași greșel ca ea. În Franța, oamenii politici din ultimii ani nu sunt exemplari în niciun caz și au făcut mult rău, mai ales României. Noi în Europa încă n-am ieșit din trauma războiului al doilea. Știți? Este încă o trauma foarte prezentă și atunci tot ce s-a întâmplat după acest război, e greu să avem un om politic care putem să-l folosim ca model după războiul al doilea. Știți de ce insist pe această întrebare? Pentru că imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor, împreună cu Nicușor Dan, ați anunțat că USB se va transforma în Uniunea Salvați România, deci într-un partid politic. Iar când cineva anunță acest lucru, deja are o responsabilitate politică și trebuie, din punctul meu de vedere, să spună exact ce vrea de la politică, să spună exact unde vrea să ajungă, pentru că deja ați ridicat un mare orizont de așteptare. Le-a spus unor oameni, eu și cu Nicușor Dan și cu echipa din jurul nostru. Și dumneavoastră l-a susținut. M-a întrebat la telefon câteva minute înainte dacă eram de acord, dar era el. Da, avem această responsabilitate, dar responsabilitatea pe care am asumat-o este de a schimba clasa politică. Da? Atunci noi vrem să aducem oameni capabili, competenți, dedicați, oameni cu simțul serviciului public, cu simțul onoare. Asta, la asta am promis, de fapt. E adevărat, dar când doriți să-i convingeți pe acești oameni să vi se alăture, trebuie să le spuneți ceva. Eu vreau să fac ce? Unde vreau eu, Clotilde Armand, unde vreau să ajung? Eu sunt de acord cu ce spuneți, dar vedeți, noi nu vrem să reinventăm apa caldă. Eu sunt un sistemul privat. Eu recrutez foarte multe persoane zi de zi pentru a veni în echipele mele. Împreună vom construi. Ce contează când recrutez aceste persoane este cine sunt, ce au făcut, care sunt competențele lor. Ce îmi spun că vor face e interesant, dar mai interesant este să vină în echipa noastră și știm ce înseamnă să gestionez bine o firmă, știm ce înseamnă să produci calitate pentru clienții tăi. Și aici, până acum era vorba de o primărie, nu? Știm ce înseamnă bună administrație. M-am prins ca orice ardelea mai târziu. A spus că nu vreți senator și deputat. Asta înseamnă că nu veți candida la parlamentare. Eu personal? Da. Nu. Deci nu veți fi pe listele USB la parlamentare. Eu nu cred că voi fi. A spus mereu că stânga și dreapta sunt perimate.
Am auzit această afirmație de mai multe ori. E depășit, da. Da. Dar dumneavoastră ca partid, și am scris-o asta, nu puteți trăi în afara oricărei ideologii. Să plutiți undeva deasupra stângii și dreptei fără să spuneți, totuși, cine sunteți. Nu, aveți dreptate. Aveți dreptate. Și dar cine sunteți? O să vom vorbi un pic mai mult despre acest subiect, dar știți, nici suntem o mișcare nouă să ne delimităm de acum cu dreapta și stânga, mai ales că nu cred în această paradigmă, n-ar fi ceva just și corect. Nu putem de acum să ne încadrăm în această distinție. Noi suntem oameni care vrem bună gestionare. Nu vreau să mă repet, nu știu, ați auzit nu, ce am spus legat de corupție, nu? Uh-huh. Diferența pe partea economică, în domeniul economic. Dreapta și stânga sunt niște lucruri care în timp au avut mult mai multe semnificații decât pe partea economică. Dar pe partea economică, dacă la asta ne reducem, dreapta și stânga au o diferență de... diferența este de ordin între 1 și 3 miliarde de euro. Și noi credem că în această țară problemele legate de corupție sunt de 3 ori mai mari. Atunci nu are sens acum să vorbim de... Foarte bine. Vă întreb atunci așa. În zona economică vă pricepeți la asta, sunteți director de mare companie. Dacă ați fi la guvernare, dacă USB-ul ar fi la guvernare, dați-mi 2-3 măsuri economice despre care dumneavoastră credeți că s-ar impune să fie luate în acest moment în România. Asta este o capcană. Eu sunt o persoană care mie îmi place să studiez subiectele înainte să răspund, știți? Nu mă lansez așa fără a studia. Și abia am ieșit din aceste alegeri la nivel local, unde am studiat într-adevăr aproape tot. Acolo puteți să mă întrebați. La nivel de guvern e dificil. E un lucru sigur care trebuie făcut, este să reușim să absorbăm toate fondurile europene. Aici este... E un dezastru, e o catastrofă, e o urgență, este clar. Este o urgență. Eu nu, când spun asta, nu arunc piatră la guvernul actual, să știți. Eu am văzut că li se reproșează. N-am studiat subiectul. N-am calculat rata de absorpție în ultimii două luni. Așa că nu pot să spun. Dar într-adevăr, știu că aceste fonduri europene sunt bine gândite. Trebuie să se ducă unde este prioritar pentru România și e păcat să reinventăm, să ne regândim asupra lor. Trebuie absorbite unde este prevăzut să fie. O să vă întreb ceva ce a studiat cu mare atenție toată perioada în care ați fost director general sau în care, de când sunteți director general, sigur ați studiat de dimineața până seara. Contractele de muncă din România sunt în acest moment în avantajul angajatorului sau angajatului? Pe cine favorizează mai mult aceste contracte de muncă? Și ce ați schimba la ele, dacă ați schimba ceva? Eu cred că sunt destul de echilibrate. De când sunt director general aici la EGIS și când am fost director la Distrigaz, am fost atacat de mai multe ori pentru că, într-adevăr, am restructurat niște persoane. Am făcut acest lucru. O să-l fac și în continuare când este necesar. Asta este economia de piață, trebuie lucrurile să se reașezeze și în general am câștigat când angajații m-au dat o judecată pentru că aveam dreptate, dar am văzut faptul că sistemul E ușor să restructurezi o companie în România cu aceste contracte de muncă, deci să dai afară, să faci concedie? Asta vreau să spun. Este, experiența mea este faptul că dacă ar fi fost un abuz, angajatul ar fi câștigat. Și am văzut multe cazuri, nu la mine, dar în sistemul de stat, unde au fost reangajați. Mi se pare că sistemul este destul de echilibrat. Eu vă spun acest lucru din privința mea. A trebuit să studiez un pic mai mult ca să-mi fac o opinie ca om de stat. Apropo, spuneați că firma mergea prost când ați preluat-o în 2013 și că între timp ați redresat-o. Cum ați făcut? Cum ați reușit asta? Ce ați făcut mai exact? Pe lângă restructurări, înțeleg. Da. Am fost extrem de atentă la toate costurile. Sunt un manager care se uită la detalii. Sunt o persoană care
studiază fiecare dosar și mă uit în detalii. Într-o firmă, detaliile ne omoară la firme. În plus, nu e o firmă extrem de mare aici în România. Câți angajați are? E un sistem unde avem angajați și avem și multe contractori pentru că sunt ingineri care lucrează diferite contracte. Dar în total, pe cele trei țări de care mă ocup, sunt aproximativ 200 de oameni. Atunci, eu am studiat, atunci am depus foarte multă muncă personală și am dat niște obiective oamenilor, adică obiective comerciale, i-am cointeresat, dacă vreți, și am dat speranța echipelor. Partea emoțională contează foarte mult, să știți. Toți au înțeles ce am făcut, toți au participat la acest efort. Era o problemă de percepție. Ei aveau impresia că e normal ca firma din Franța să facă investiții în România. Și adică dacă pierdeam bani atunci, da? E așa un viitor acest domeniu de infrastructură, legat de infrastructură, va câștiga bani. E normal ca acum francezii să ne păstreze așa, fără, chiar dacă nu avem foarte multă muncă. Eu am explicat că nu putem să funcționăm așa, pentru că peste tot în lume avem filiale și că nu putem timp de 3-4 ani să păstrăm o forță de muncă pentru cazul în care un viitor va fi de muncă. Și i-am explicat acest lucru și am înțeles și au schimbat perspectiva și au schimbat gândirea față de investitorul francez. M-ar interesa puțin și care e viziunea dumneavoastră despre politica externă a României. Sunteți politician acum, n-am ce să vă fac, veniți din mediul de business, a spus că nu v-au prea interesa lucrurile politice, dar de acum n-aveți ce face, nu le puteți ocoli. Mai ales că doriți să intrați în Parlament și doriți puterea cu partidul care încă nu s-a format, dar se va forma. E bine că România joacă cartea parteneriatului strategic cu Statele Unite sau ar trebui să conteze mai mult pe Uniunea Europeană? Este o întrebare foarte, foarte dificilă și îmi pare foarte rău, dar nu o să vă răspund. Dar totuși vreau să vă spun ceva. De mult mă simt ambasadorul României în tot ceea ce fac și în domeniul privat. Am început cariera mea în România, era al doilea meu job din cariera mea, la KPMG. Rolul meu era de a atrage investitorii și era în 99 și de a-i ajuta să se instaleze în România. Atunci, deja, trebuia să explic care sunt avantajele, de ce aici are sens să vină cu, era Michelin, de exemplu, un exemplu, să vină cu o fabrică, au cumpărat atunci Tofan Group, dacă am zis. Ok, aici era la un nivel economic, dacă vreți, da. Și la nivel de imagine, pur și simplu. De mult simt că România este prost tratată. Rectific faptul că îmi spuneați acum sunteți un politic. De mult timp fac această muncă pentru că mi se pare că este o injustiție ceea ce se întâmplă pentru România, mai ales în Franța, știți? Pe mine mă dura foarte mult când știam cât de mult românii contribuie francei și faptul că francezii, în loc să aprecieze acest lucru, spuneau de o minoritate dintr-o minoritate care era vizibilă. Problemele francei nu sunt în niciun caz legate de această minoritate a minorității. Ok. Legat de care ar trebui să fie alianțele României, v-am spus, ar fi irresponsabil din partea mea acum să mă pronunț. O să vă pun atunci o întrebare mai ușoară, tot din zona politicii externe. România are în acest moment relații proaste cu Rusia din cauza scutului antirachetă și din cauza politicii pro-americane și din alte cauze istorice. Sigur.
Credeți că relațiile cu Rusia pot fi normalizate, relațiile României cu Rusia? Eu militez foarte mult pentru Basarabia, știți? Și aici este problema cu Rusia. Eu cred că trebuie să rezolvăm problema Basarabiei și atunci legăturile cu Rusia se vor reveni la ceva care ar putea să fie mai normal. Adică? Nu înțeleg. Adică nu înțelegeți? Nu. Trebuie, eu sunt convinsă că într-un timp mai... într-un viitor care nu va fi foarte îndepărtat, Basarabia se va reuni cu România. Când acest lucru va fi făcut, România va fi o țară care pentru mine va fi ceva, un lucru bun pentru România, pentru Moldova sigur, dar și pentru România. Rusia are foarte multe probleme interne. Când această problemă va fi rezolvată... Rușii se vor enerva și mai tare. Eu nu cred acest lucru. De ce? Eu cred că ar fi atunci extrem de dificil de justificat la nivel internațional că se atacă României. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare tare rău că nu facem acest interviu eventual în timpul meciului cu Franța. Și că suntem vineri cu câteva ore înainte de meci, riscați un pronostic pe care să-l verificăm după meci? Eu spun că România, tricolorii, vor câștiga. Cu cât? Cu cât? Nu știu, eu verificăm aș... Nu, dar știți ce se întâmplă? Eu sunt o persoană care face basketbol, nu fotbal. Și atunci mi-e greu, tot într-adevăr. Ceva cu mingea. N-am dosarul în față, nu l-am studiat, n-am studiat care este componența echipei și mi-e foarte greu o să vă spun o cifră care nu știți înseamnă cum? Nimic. În fotbal n-are nicio legătură. În fotbal e ține de inspirație. Ține de inspirație. Nici eu nu mă pricep. De asta vorbesc așa de... Eu aș spune așa 3-2. Ca să fie un meci frumos.